Ceva mai devreme am prins pe zone mai deschise, dar acolo bate destul de tare vântul și am ales să venim într-o zonă ceva mai ferită de vânt, într-un golf, și abordăm două stiluri diferite. În timp ce Shoni pescuiește la spinnerbait pe distanțe mai lungi, acoperă suprafețe mai mari, eu folosesc un stil destul de întâlnit în pescuitul basului, spre deosebire de știucă, de exemplu. Basul se pescuiește foarte din scurt. Nu e un pește sperios, deloc. Și de multe ori tot ce ai de făcut este să nimerești găurile și posibile locuri unde el pândește. De câteva ori doar ai un joc așa din vârful lansetei și el, dacă e acolo, atacă. Mai devreme, cum a căzut Năluca, a și atacat mai devreme la Shoni, tot într-o zonă aproximativ la fel. Adică era o deschidere așa într-o zonă de vegetație. Deci atunci când sunteți în genul ăsta, după cum vedeți, aici e o zonă de stuf, da? Și sunt diferite găuri, intrânduri așa în stuf, e foarte bine să tatonați zona, să lăsați Năluca să cadă, în cazul meu un jig cu skirt, o mișcați de câteva ori, imprimați astfel un joc și treceți la următorul potențial loc. Iată încă un bas de talie medie în dilechează, după cum a precizat adineaur, în timp ce Cristi dă cu schirturi exact la stuf, eu dau între verdeață, tot cu spinnerbait, cu ce am prins și adineaur, și deci iată un exemplar sănătos, frumos,